Salutare, dragi vikingi! Astăzi mergem până la Dâlbină, la cascadă. Acolo jos facem o baie, acum am plecat. După aia o luăm pe dealuri, ajungem până la vârful Runcului. După vârful Runcului mergem către Releu și sperăm să coborâm către Valea Largă, dacă găsim poteca. Dacă nu, o luăm pe la Releu în jos și sper să, adică nu, să vedem sigur locurile de observație animalelor sălbatice. Pe acolo sunt câteva puncte pe care ne luăm ca reper pentru următoarea dimineață, când ne trezim la 4 ca să plecăm. Și mai mergem, mai vedem și teiul ăla, man, unde se țineau petreceri. Teiul, da. Teiul lui Eminescu. Nu e al lui Eminescu. Dar e mai frumos ca lui Eminescu. Da, e un tei acolo unde spunea Ioanițiu că se adunau oamenii mai de mult, fix pe un deal. Și super fain așa, e un copac singurel acolo pe dealuri. O să-l putem să-l filmăm și de acolo de aproape și după aia și din sat, că se vede de peste tot teiul ăla, e singurul pe deal acolo. Avem un hoț la Cireș. Legăm bicicletele, că pe aici nu prea e de urcat cu ele și ne întoarcem după. Deci am ajuns la cascada Dâldină, cam așa aici. Hai, curaj, curaj! Da, nu a plouat. E foarte mare. Nu e mare, dar e un peisaj fain. Vreau să stai acolo, uite, în butoiul ăla. Da, m-am. Cum să nu. Vem și peștișori. Ce mulți sunt aici. Ioanițiu își face încălzirea. Cum e apa, man? Bună, dar e mâl. E mâl jos? Ei, rece? No. Hai că vin și eu imediat. Aaa, nu-i loc pentru doi crocodili în aceeași apă.
S-a auzit. Ăsta e locul de unde sărim. Acolo, aici avem o cascadă, niște peisaje faine. Opa! Cam așa e pe jos. Oh. Masaj la picioare aici. Da, da, da. Ia uite mulți fluturi aici. Asta e replica mea cu mulți fluturi. Chiar că sunt mulți. 4. Bă, sunt mai mulți. Uite, și aici e apa faină. Da, pe ce drept de proastă am venit. Uite pește mare. Unde? De mare. Unde, mă? Uite, 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 uite. Nu am văzut. Acolo. Ai, tot e mări, mări. Vezi cum n-a plouat? S-a depus mărul. Uite cascada asta. Ia, da. Pe cum e cu sus, uite. Da, filmează un pic tu. Îl murci tu? E, ține-l pe lume. Da. Hai, vii un pic până mai sus tu. Super frumos. Da, da, da. Nu știu. Ia, alt loc fain. Eu cred că e uscat ăla și că se va rupe. Fail! Hai încă o dată. Cald, cald. Se asortează cămașa, fluturile astea.
Acolo plouă. Pomul bun și pomul copt, aia n-au avut noroc. Voci înțeleaptă. Ne-am oprit aici la un cireș. Numai că din spate vine ploaia. Pe acolo deja plouă, se vede. Corbea aia fac zgomot. Și ne-am oprit aici la un cireș. Am zis că stăm un pic ca după să ne ia de postim acolo, în cazul în care ne prinde. Că suntem efectiv pe câmp, în câmp deschis și în caz de descărcări din alea zdravenii cam greu. Da, vedem dacă plouă sau nu. Bă, noi... Să plecăm. A zis nu. Ce faceți, mă, frumoșule? Tu nu fi de ochi. Ce frumos stați voi așa. Mă, frumosule. Ce facem, practic, noi acum încercăm să fugim de ploaie. Norii din spatele nostru și deasupra. Nu ne-am mai oprit, am să dăm înainte. Și sperăm că nu o să plouă, sau dacă plouă, o să mai avem niște căsuțe din asta, de unde să ne, unde să ne adăpostim. Asta e teiul de care vă spuneam la început. În față e potopul. În față, exact. Fix pe acolo am venit noi și acum din urmă vine ploaia. Uite, un refugiu de animale, man. Aha. Putem sta acolo. Sau acolo, cum vrei. Hai la șură. Da, și încercăm să ne adăpostim, că e prea negru cerul, ia uitați deasupra. Și n-am vrea să ne prindă. Iar în spate, frumos, senin, câmpii, mai e un traseu care merge pe acolo, cu bicicleta, pe valea aia, dar din păcate n-avem timp cu ploaia. Da, să-i dăm la vale. Am găsit aici un loc, în cazul în care ne prinde ploaia, băga bicicletele. O să ne adăpostim aici. Avem pelerinii. Da, tunul foarte tare. Norii aia circulă așa. Și-s negri.
am descoperit opțiunea asta la telefon și mi se pare super tare să filmez cu două cadre deodată. Așa în față și ai în spate. Eu nici care îți bucur în natură, în adevărat, în sensul cuvântului. Am mai postat pe Instagram. Se aude ca atunci când îmi pui un video pe YouTube. Știi când îmi spui un video? Se aude și o păsăre care se repetă într-un an. Păi păsărica aia, știi? Se repetă la câteva secunde că la un moment dat îi prinzi tiparul, știi? Dar de când? Cine a spus că pe astea dorm bine? Da. Păi stai, după ce-o trecut, frate. Ce faci? Acum urmează. Nu mai plouă de acum. Aaaa! Auzi, nu? Nu mai plouă. Păi și nori nu-ți de ți-aș păre. Păi dar stai puțin, nu-ți și zile norate. Zile norate, păi zile senin. Ani, ai fi bun la meteo. Ai o băițică, man. Frumos. Ca băieții, nu? A trebuit să dau play. Da. Bă, să aia cu meteo, cu care am zis că, că nu plouă și plouat, da, într-o secundă. Da. Eu așa aș spune la videoman. Ia uitați ce frumos se vede aici. Cum plouă. Și soarele sus.
ce nu suferim aici. Așa, în spate e o mare de asta din nori, super șmecher, spune.
cam așa e pe aici. Și cam așa sunt pipapuci, îți ud tot. Că-i coborârea asta așa prin iarbă mare. Și încă avem lumină de la apus, nori, tot frumos. Cam așa arată Bicla după coborâre, plină din noroi. Papuții. Și noroi peste tot. Aici, dreapta? A? Da. Am ajuns. Fozi lungă. Și foarte frumoasă. Asta se lasă în video. Momentul ăla când speli hainele și ploaie și ajunge acasă și toate spi jos. Și domnul ăsta care n-are nicio grijă, ia uite. Asta arată cam așa. Poftă bună, Oana. Poftă bună. Racu!